cum pot să fac diferența între credință în Dumnezeu și încredere în slujitori, mai ales în contextul în care aceștia din urmă pot să dezamăgească. Dacă un slujitor te-a dezamăgit, cum a văzut clar dacă chiar te-a dezamăgit sau dacă tu ți-ai creat o iluzie, da? Dacă ți-ai creat o iluzie și ai fi vrut ca tot să fie la picioarele tale când tu ai un apel, s nu prea e posibil, pentru că orice slujitor e un om. Da? Și, pe lângă faptul că e un om, are o familie, are responsabilități, are activități. Acum, nu cred că un slujitor intenționat ar vrea să dezamăgească pe cineva. Există posibilitatea asta. Deci, nu, nu spunem că slujitorul este invincibil sau e perfect. Poate greși. Și, și atunci, dacă te-a dezamăgit cu adevărat un slujitor, e foarte important. Să reușești să faci diferența între slujitor și Dumnezeu. Slujitorul este supus greșelilor și din diverse contexte. De cele mai multe ori, pornim de la prezunță de nevinovăție din neatenție sau din cauza programului foarte încărcat, din cauza altor factori. Da, te-ar putea dezamăgi, dar nu cred că un slujitor face asta intenționat, repet. Și pe lângă asta, foarte important de reținut este că. Dacă un slujitor te-a dezamăgit, Dumnezeu niciodată nu dezamăgește pe nimeni. Pentru că Dumnezeu este singurul care nu greșește, nu poate greși și nu va greși niciodată. Deci trebuie să faci diferența. Chiar dacă e slujitor, el este finalmente un om supus greșelilor. Și dacă a greșit, asta nu înseamnă că a făcut ceva pe placul lui Dumnezeu. A greșit. Să nu ia placul lui Dumnezeu. Până și atitudinea lui prin care te-a dezamăgit n-a fost pe placul Domnului. Și vreau să-ți mai spun ceva. Tocmai prin faptul că a îngăduit Domnul să te dezamăgească un slujitor dacă te dezamăgit, se arată că tu numai în Dumnezeu ai voie să te încrezi. Deci Dumnezeu îngăduie anumiți oameni în care tu ți-ai pus o speranță foarte mare să dea senzația că te dezamăgește sau să nu răspundă nevoilor tare cum ai vrea tu, tocmai pentru că poate ți-ai așezat încrederea prea mare într-un om. Aici trebuie să facem diferența între om și statut de slujitor. Slujitorul este omul lui Dumnezeu și este un om de încredere, să rețineți asta, da? Un om de încredere. Dar în momentul în care acest slujitor a avut o carență, este partea lui umană și e greșeala lui, nu e greșeala lui Dumnezeu. Ei, asta trebuie să te orienteze tot mai mult înspre Dumnezeu și să fii mai credincios lui Dumnezeu și să te încrezi mai mult în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu niciodată, dacă ești corect sau corectă, nu te-a dezamăgit. Dacă ai simțit dezamăgire și o pui pe seama lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu la noi Dumnezeu adevărat. Și să mai știi ceva, că s-ar prea putea să-i fi imputat lui Dumnezeu, adică să-l fi, să fi dat lui Dumnezeu niște teme de casă, să-i fi zis, asta trebuie să faci, asta trebuie să faci, și Domnul nu a avut în plan asta pentru tine. Și o știut că în timp, tot să-ți dai seama, să-ți în timp, că ce-au făcut de ce mai bine. Deci nu cumva, să zici pentru că un slujitor m-a dezamăgit, gata, renunț la Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu te va dezamăgi, iar dacă vreodată ai senzația că Dumnezeu dezamăgește, să știi că este doar o senzație, nu e realitate. Care este diferența între credincioșie, consecvență și încăpățânare, respectiv în dărădnicie? Credincioșia niciodată nu este pe o direcție greșită. Da? Încăpățânarea are de-a face cu o idee personală. Lască, arăt eu. Așa vreau eu. Credincioșia are de-a face cu un legământ pe care îl faci tu cu Dumnezeu. Vedeți cum zicea? Domnul este credincios legământului pe care l-a făcut cu poporul său. Și întotdeauna credincioșia are de-a face cu o scriptură, cu un cuvânt emis al lui Dumnezeu. Încăpățânarea are de-a face cu ideile tale. Ai tu niște idei. Ești așa mai fixistă, fixist. Nu vreau, domnule, nu așa vreau eu. Nu, no, asta e viața, lucru manual. O să pierzi mult în viață. poi, pierd foarte mult. Pierd prietenii, pierd relații, pierd, 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 pierd foarte mult. Nu ar fi rău să te mai înduioșezi așa în încăpățânarea ta, să nu fii tare de cerbici, să-ți reglezi un pic încăpățânările. Dar când e vorba de un principiu, asta nu e încăpățânarea. Asta este credincioșie. Dacă tu ai luat principiul ăsta pentru viața ta, pe el ții, indiferent că trebuie să treci prin foc, pe linii de care ferate, bineînțeles că trece trenul, indiferent pe unde treci, prin beton, prin zid, mergi. De ce? Tu ai promis. Și îți respecti cuvântul. Pentru că e un cuvânt biblic, nu e o invenție personală. Încăpățânarea are de a face cu preconcepții, cu idei, așa vrei tu neapărat. Asta te sfătuie să fii mai ușor influențabil în sensul în care să mai lași de la tine, că altfel pierzi mult în viață și poate pierzi chiar pe cine ce e mai important, Doamne ferește. Dar dacă îl pierzi o vreme, o să te trezești până la urmă și o să-l câștigi până la urmă. N-a zis Amin? Cineva a zis Amin în gând că am auzit? Așa. Cât de autentică este credința noastră dacă este întreținută de teamă, de pedeapsă sau de dorința de recompensă divină? Dumnezeu are diverse metode prin care lucrează în viața unui om. Un om care nu, nici cum nu ascultă de bună voie, creează un șoc. Și Dumnezeu zice, uite, pac, pasă pe un buton roșu. Vine ambulanța, po, vin pompierii, vine poliția. asta e viața. N-ai vrut să sculți de bunăvoie. Ți-au vorbit când era joi seara, la predică. N-ai vrut să sculți. Nu te-ai interesat. Ok, domnul e obligat să apese pe un buton. De ce? Știe că normal la apăsarea de pe butonul ăla se întâmplă ceva pozitiv în viața ta. Se schimbă lucrurile. Să nu credeți că Dumnezeu iubește sau e pasionat să-l pedepsească pe un om. Nu. Dumnezeu creează contexte favorabile prin intermediul cărora omul să ajungă să se trezească. Și atunci, frica e sfântă. Frica e sfântă, să știți. De ce e important să-ți fie frică să treci pe roșu la semafor? Care dintre voi trece pe roșu la semafor? Sper că nu. Eram într-o biserică în diaspora și eram cu niște prunci și cu un tătic. Și tocmai ce predicasem că trebuie să trecem pe verde la semafor, și acolo, în țara aia, se trecea pe roșu. Cum fac? Să uitam dreapta, trecea. Nu vă spun țara, că după aceea poate aveți prieteni pe acolo. Așa? Și o vrut să treacă tăticul și prunciu zis, tati, cale cu noi. Vezi <laughs> că că nu avem voie să trecem. Ai, ce mi-ai făcut, o zi să stai, ce mi-ai făcut, cale la sală, trebuie să <laughs> Foarte bine, care e problema? Dar înțelegeți ideea. Nu e ok să treci pe roșu la semafor, asta trebuie să fie principiul a vieții tale. Și asta nu e doar un semafor de ăsta pământesc, adică interdicția rămâne interdicție. Să știți că și aici se cuantifică credincioșia. Dacă tu, cu adevărat, te oprești când e roșu. De ce te-ai promis lui Dumnezeu că respecti anumite rândul el și trebuie să le respecti? Pentru că dacă nu, te așteaptă poliția și nu e că te oprești. Ai zis cumva, mie să te oprească sau să scapi? Cineva mă întreabă dacă am ținut postul esterei, ce sfaturi am legat de ținerea acestui post. Priarul Domnului l-am ținut de câteva ori, nu contează de câte ori. Și postul e fără mâncare, fără apă, chiar dacă e trei zile și trei noți. În timpul ăsta trebuie să te rogi foarte mult, în timpul ăsta trebuie să-ți debarasezi viața de conflicte, deci cam trebuie să dai telefonul o seară înainte să intri în post ai avut ranchiună pe cineva, resentimente, răutăți, ai zis că dai în tribunal, că îi faci plângere penală, că da, ai țiglit, ai sărit, ai strigat, te-ai impangentat, ia pune una pe telefon și ce rezultare. Că sunt unul care postez și ești niște crizați și jumătate. Bă, prieteni, vă rog frumos. Și așa postez, că și ăia din via lui Nabot au zis, declanșăm un post, niște martori mincinoși, nu au rezultat cu nimic ca să postești cum să se audă glasul tău sus sau strigătul tău prin post sus, trebuie neapărat să postești biblic. Sfatul este să citești de trei ori cu o seară înainte, măcar, Isaia 58, adevăratul post, dezleagă lanțurile răutății, deznoade legăturile robiei, dă drumul prinșilor care ia în inima ta, Ai așa o ciudă pe cine, ah. Ce ciudă mi-e pără. Zice câte unul în minte așa. Nu zice cu voce tare, că nu, cum să-l auzi. Da? Are așa Nu mai poate. Ce mai pot mânca, domnule? Cum să nu mai poți mânca? Adică, dacă nu postești, trebuie să poți mânca, prietene. Eu nu mai, pot, nu mai am stare, nu mai am liniște, nu mai... Nu mai... Rezolvă problema, rezolvă problema. Asta e o stare de impacientare care arată lipsa de credincioșie, ți-aduce în liniște, că liniște ai soră cu credincioșia, și rezolvă problema. În timpul la roagă te caută să te retragi, dacă zici, de exemplu, la locul de muncă, da? Când alții mănâncă, tu nu stai și zi, eu nu mănâncă postesc, de trei zile postesc. Nu fac asta. Da. da, să... Știe, domnul, că poți, nu trebuie să te arăți. Fii foarte inteligent cu 5 minute înainte sau 2 minute ca să nu lipsești prea mult de la servici, cu 2 minute înainte să înceapă pauza de masă, fai frumos, îți iei telefonul la ureche, o suni, dacă ai pe cine, dacă nu, Doamne, ajută să ai. <laughs> nu zici, băieți, amin, că unii au deja. Așa, uh nu știu, dai un telefon, intri undeva, spui dopurile în urechi, îți dau voie de data asta, te retragi din zona aia, te duci într-un loc, unde, de exemplu, te plimbi pe lângă un mal, pe lacul, nu știu care, din nu știu de unde, da? și tu te rogi. Dacă nu poți altfel, eu știu, oameni care erau obligați să rămână așa și încinte, mergeau într-o toaletă și se rugau. Retrage-te! Nu stai acolo unde mănâncă ei, lasă-i pe ei să mănânce. Nu sta să te ispitești a treia zi de post, dacă vezi numai mâncare, ce să-ți fac? O să-ți fie greu, să faci singur în casă. Dar roagă-te, citește Biblia. Nu poți să o citești uh, pentru că ai mijloc de transport, nu știu ce faci. Pune audio, suport, să, să, ruleze cuvântul lui Dumnezeu. Să fie cuvântul lui Dumnezeu care vinde, care transformă. Repară orice relație, rezolvă toate lucrurile. Și nu uita, după ce ai postit, să nu cumva să crezi că pentru că tu ai postit, lucrează Dumnezeu. Întotdeauna să zici, Doamne, eu mi-am făcut partea și prin postul meu mi-am scos din mine răutățile. Nu ți-am făcut niciun favor. O zis așa, Doamne, la cine are ajută nouă că postim? Dacă tu nu vezi. Și o zis, Doamne, tu când postești, postești pentru mine, prietene? Tu ai iluzia că îmi faci un favor, că postești? Nu, dacă postești, postești pentru tine. Scoți toate acele predispoziții spre păcat. Pofte, răutăți, ranchiune, sentimente, saci, dorințe de răzbunare. Scoți afară tot. Și după trei zile de post, vă garantez eu, Adamul vor foarte mic. Așa e de vulnerabil. Așa ascultă. Prima dată când îi zici, ne rugăm, pac să rogă prima dată când zici citim ceva din Biblie, nu mai comitează nimic. Nu mai trebuie nicio rețea de socializare. Ce să mai vadă? Când să vadă mâncare, să fie mai rău? <gântuie> Înțelegeți? Deci nu mai trebuie nimic. De ce? Ți-ai obstrucționat deliberat, fără să-ți faci rău, anumite stări senzoriale prin care puteai să fii ispitită sau ispitit să păcătuiești și când tu postești pentru cauza aia, Dumnezeu intervine. Nu știu cum să vă explic. Ce n-a rezolvat nimeni lumea asta. Nici rugăciunea doar singură, nici citirea Bibliei singură, rezolvă postul. Rezolvă postul. După zile de post s-au împăcat familii, s-au reparat relații. Li sunt toți mințile în cap la oameni. Au început să gândească diferit. De ce? Au postit. Dacă ai o cauză grea pentru care te, pentru care te rogi și încă ai intervenția Domnului, îți recomand să postești. Și poate ca, cine, ca, să, ca Dumnezeu să renunțe la un plan pe care l-a promis că îl va face în viața mea din cauza necredincioșiei sau necredinței mele? Păi dacă trăiești în păcat. Biblia zice așa, de nu am citit, Dumnezeu este credincios până la al neam pentru cei ce se tem de el. Nu îmi spune tu mie că mergi și consumi alcool, furi, înjuri, comiți adulter, bebere, fără alcool, treci cum vrei tu în viața asta, faci fals în acte, faci ce vrei și zici, las că Domnul mi-a promis. Era așa o mamă care o zis, las că nu mi duc copiii, că Domnul a zis că i întoarce pe tău. Încă nu i întors. Și unii zic după gratii. Pare rău. Și au fost vecini cu noi. Unul dintre ei a fost coleg de clasă cu mine. La casa asta zice, am jurat pe profesor și pe director. Atitudine greșită, nu așa se pune problema. Adică tu nu zici că eu torn pe oreche, că Domnul mi-a promis. Lasă că Domnul e obligat să facă bine, că mi-a promis. Nu e adevărat. Făți partea. Că Dumnezeu spune, dar nu spune straiță. Si Îți dă. Ia puneți ți străița. Când a fost la mormântul lui Lazar și ce zis, dați piatra la o parte. Asta fă -o tu. Ce să vină Domnul să scrie cele de botez? O să vezi tu cum scrii. Așa scrii după aia. Vezi numai cerere, toată noaptea și toată ziua. Deci, înțelegi ce zic? Partea ta. Făți partea nu rămâi credincios? Da, se poate pierde. Aveți mare atenție la subiectul ăsta. Credincioșia ta îl determină pe Dumnezeu să-și deruleze planul cu perfecțiune cu tine. N-ați auzit niciodată vorbind omul și zicând, nu mai împredicați planurile. Eu vă întreb, a vrut Dumnezeu cu poporul le vreau să facă o istorie pozitivă? A investit în el? A dat mult Dumnezeu în poporul său? A dat tot ce a avut mai bun? N-a venit la un moment dat și i-a întrebat ce aș mai fi putut să vă fac și nu v-am făcut. De ce ați dat struguri sălbatici când mă așteptam și mi-ați înșelat așteptările, mă așteptam la struguri buni? De ce ați făcut asta, A zis Dumnezeu? că eu am fost credincios față de voi și față de cuvântul pe care vi l-am dat. Și din cauza asta, generație după generație, a lăsat pe tronul lui David împărați și dintre ei puțini, până în zece maxim, a s-a scris despre ei, a făcut ce a plăcut Domnului ca tatăl său David. Și la un moment dat a zis, numai de aia mai las pe tron, pentru, din pricina legământului pe care l-am făcut cu David. Dar știți că a venit o zi în care Imperiul de Sud a fost învins și a fost aruncat robie? Știți? Știți că regatul de nord a fost aruncat și în robie mai repede la Imperiul Asirian și la de sud la Imperiul Babilonian? Că nu poți la infinit să întinzi coarda îndelungii răbdării lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, chiar dacă e credincios, continuu, vreau să spun ceva, trebuie să te oprești toată din păcat. Și trebuie să-i pui punct răului din viața ta, să zici gata, am terminat-o cu răul de azi, fac doar binele. Și vreau să-ți mai spun ceva, când lupți cu toată puterea ta, și când pui astfel de întrebări, să știi că încă Dumnezeu te mai are în planul Lui. Câte vreme mai ești aici și te mai interesează biserica. Câte vreme mai citești din Biblie și mai vibrează ceva în tine când auzi ceva din cuvântul Lui Dumnezeu. Să știi că ești încă în planul Lui Dumnezeu. Când îți arde inima în piept de durere că ai spus ceva greșit, că ai avut o atitudine incompatibilă cu planul lui Dumnezeu, când te interesează, când plângi, când vezi o lacrimă de durere, încă ești în planul lui Dumnezeu. Când ceva te mai sensibilizează la o cântare și când zici, uite, de azi iau decizia cu tare, renunț la asta, la păcatul ăsta, renunț. Să știi că acolo e Duhul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Știți de ce îl iubim pe Dumnezeu și trebuie să îl iubim foarte mult? Pentru că și atunci când noi am demonstrat inconsecvență și lipsă de credincioșie, Dumnezeu a fost credincios cu noi. A fost Dumnezeu credincios cu voi? Se întrebare retorică. Vrem de-a să fim credincioși față de Dumnezeu și față de cei din jur, doamne, ajută -ne!